Viața în București devine tot mai scumpă. Locurile de parcare și așa puține au devenit un lux. Proprietarii apartamentelor noi trebuie să plătească și 15.000 de euro ca să aibă un singur loc unde să-și lase mașina. Iar prețul acestora este așteptat să crească în continuare. Marina Filimon a urmărit situația și ne spune mai multe. Bună ziua, Marina! Bună ziua și bine v-am găsit! În ultimii 10 ani, numărul mașinilor matriculate în București a crescut cu 30%, însă nu și numărul parcărilor. În acest context vorbim de o creștere a impozitelor pentru locurile de parcare, creștere care va depinde de zonă și poate ajunge chiar și până la 683 de lei pe an. Plata parcărilor se va face de luni până duminică în intervalul 8-20 și va avea tariful unic de 5 lei pe oră. În schimb, autoturismele electrice și hibride au gratuitate la parcările în spațiul public, asta în urma unei hotărâri care a fost adoptată în decembrie 2022 de Consiliul General, cu mențiunea că este valabilă doar un an de zile. În principiu vorbim de scumpiri cam în toate sectoarele privind taxele și impozitele plătite de către bucureșteni, către Primăria Capitalei.